Aproape imposibil de crezut că se va materializa, visul Anei a avut parte de momente frumoase, dar și de greutăți. Îmi amintesc când eram în Miami și n-aveam bani nici să trec strada și mă duceam cu metroul, iar acum văd Miami-ul de pe barcă. Mi se pare ireal. De pe barca care ți aparține, da, ție, a familiei, da. Asta este foarte important. Da. Este incredibil ce poate un om să realizeze în doar câțiva ani în America, dacă are voință și este dispus să facă sacrificii, pentru că nicăieri nu ajungem fără sacrificii. În urmă cu 5 ani, Oana a renunțat nu numai la țară, ci și la cariera pe care și-o construise în România. Plecată peste ocean, s-a reprofilat. Povestește-ne cum faci tu din distracție bani. Este foarte corect spus, facem din distracție bani și așa e cel mai frumos, când munca se împletește cu plăcerea, pentru că dacă faci ceva din plăcere, sigur îți iese și ai succes în ceea ce faci. Miami are cea mai mare rețea de bărci din lume. Este Veneția Americii, ca să spun așa, și aici, ca să ai o barcă, este ca și cum ai avea o mașină. Dar, bineînțeles, cu mintea de antreprenor, te gândești cum aș putea și să fac bani din asta. Și aici, să iei o barcă pe ocean și să te distrezi 4 ore sau 6 ore cu prietenii tăi, e ca și cum ai închiria, nu știu, o cabană la munte. Adică aici lumea face practic din asta, asta un stil de viață. Un stil, exact, de viață, mai ales în weekend. În weekend, bărcile sunt închiriate mai mereu. Ne ocupăm de serviciul de charter de la A la Z. Uneori avem petreceri a burlăcițelor, uneori avem cereri în căsătorie. Da? Odată l-am avut pe președintele Paraguaiului pe barcă. Serios? Adică, da, bineînțeles. Interesant. Că da, respectăm intimitatea clienților noștri, dar sunt și oameni faimoși care vin în Miami și închiriază barca și bineînțeles că trebuie să le oferim un serviciu de 5 stele, indiferent ce cerințe au ei, noi le îndeplinim. Că vor baloane, catering, băutură, muzică, români cu lăutari, facem români cu lăutari, da? Prețurile fluctuează între $1,500 și $2,000 pe zi și noi, când spunem pe zi, asta înseamnă vreo 8 ore. Poți să stai pe barcă timp de 8 ore, în care te bucuri de soare, de apă. Nu, acești $1,500-$2,000 inclus ce vorbeam noi anterior? Nu. $1,500-$2,000 este doar prețul bărcii, în care ai inclus capitan, stewardesă, care îți face băuturile, combustibilul, pentru că o barcă, bineînțeles, consumă foarte mult combustibil, apă, gheață, deci ai doar strictul necesar cât să scoți barca afară. Tot ce vrei inclus este extra. Și aici se fac banii. Aici se fac banii. Da. Dar iachturile, cum sunt prețurile? Începem de la 500.000 de euro. Deci mai puțin de jumătate, mai de milion, nu prea. Ca să-ți iei o barcă pe care poți să o numești iaht. Bineînțeles, dacă vrei mega iaht, deja vorbim de 2 milioane, 5 milioane, poate chiar 10 milioane. Cum este cel din spate, acesta l-aș estima la probabil un 20 de milioane de euro. 20 de milioane. Da, wow. După cum vedem, practic, au două etaje. Cineva are barca aceasta, adică este o persoană, da? Nu, da, e o firmă de croaziere, nu? Este probabil vreun bilionar, pentru că... Bun venit în Miami, ce să zicem? Welcome to Miami. Da. Tărâmul bilionarilor și al milionarilor și, de ce nu, al românilor fericiți. Al românilor. Cu povești de succes. Am avut zile în care nu știam ce o să mâncăm mâine. Serios? Ai trecut prin asta? Da, sigur că da. Nu știam cum să fac rost de bani să îl dau pe Vladimir la o grădiniță. De exemplu, duceam câte o zi, două zile, trei zile, plăteam pe zi. Aici se poate să plătești o grădiniță pe zi. Plăteam pe zi. Când nu mai aveam bani, nu-l mai duceam. Dar știi cum se spune? Ce nu te omoară, te întărește. Și am învățat din toate astea și am știut că nu există cale decât înainte. Adică când a fost atât de greu și ai ajuns până, uite, cum ai zis tu, să n-am bani nici ce să mănânc, nici de mâncare și să-mi duc copilul la grădiniță, te-ai gândit să te întorci? Niciodată, Madalina. Niciodată? Niciodată. Este plăcut să știi că ai acasă colacul tău de salvare și că te poți întoarce în România, dar dacă ai mentalitate de luptător, pe care știu că și tu ai și mulți dintre noi o avem, nu te gândești să te uiți înapoi. Nu te uiți înapoi. Mergi înainte, faci ce știi, faci cum știi și o să reușești. Dacă îți propui să reușești în America și ai determinarea necesară și voința de muncă,
Aici nu ai cum să nu reușești, pentru că oportunitatea este peste tot, iar noi ca români suntem o nație de luptători, de descurcăreți, de învingători, de descurcăreți. Asta o arată și emisiunea ta, cu câți români ai filmat până acum și câți vei mai filma. Proiectul acesta sper să fie de succes și să arăți adevărata față a românilor care vin și se luptă în America și reușesc să poarte cu mândrie numele țării noastre peste hotare. Haideți să mergem la etaj. Vedem locul unde stă capitanul și de unde priveliștea îți taie răsuflarea. Suntem la etaj, avem barcă cu etaj. Aici este locul în care capitanul conduce, practic unde se petrece toată operațiunea complicată de dar unde? Se și dansează. Uite aici în locul acesta ce am dansat. Se și dansează, săracul capitan, câte a văzut și câte a auzit și câte petreceri. Dar ceea ce este de apreciat la un capitan și la echipajul care conduce o barcă este faptul că ei rămân mereu focusați, indiferent de cât de tare e muzica, cât de gălăgioși sunt clienții noștri. Ei rămân și își desfășoară activitatea, mereu monitorizează coordonatele, adâncimea apei, ei știu la ce oră se deschide podul ca să putem să trecem. Acum mergem în partea de living, cum ar veni, nu? Da, este partea de living, avem și o mică kitchenetă, ca să zic așa, unde avem cuptor cu microunde, avem chiuvetă, putem chiar să gătim, avem chiar și un grill pe barcă. Wow! Da, iar aici ne așezăm cu toții frumos la masă și mâncăm. Avem de toate pe barcă. Ca o mică casă plutitoare. Exact. Și acolo e un dormitor. Bine, ai zis că sunt două dormitoare, acolo e cel principal. Vrei să prezinti un pic, da? Hai, hai. Acesta este unul din dormitoare. Deci aici pot să fie călătorii și mai lungi, nu? Da, dar avem... cât e până în Bahamas, Caraibe, tot unde se spune că e așa raiul pe pământ? Vei rămâne surprinsă, dar până în Bahamas putem face doar o oră și jumătate. Nu cred, pe apă? Da. O oră și jumătate până în Bahamas? O oră și jumătate pe barcă până în Bahamas. Evident, trebuie să trecem granița. Ieșim deja din Statele Unite. Avem două dormitoare, avem două băi. Practic toate condițiile necesare unei familii sau unui grup de prieteni ca să călătorească, să doarmă, să se spele, să-și gătească, să facă o petrecere și să vadă se bucure de ocean. Da, să se bucure de ocean. Acum e acum. Mergem pe cea mai scumpă insulă privată care există în Florida. Pe această insulă au casă Madonna, Shakira și Justin Bieber. În spatele nostru, aproape de noi, vedem această insulă, e deja faimoasă, insula bogaților, recunoscută în Miami, dar în general în lume, Fisher Island. De ce Fisher și de ce atât de scump? De ce e așa de greu să ajungi acolo sau să-ți cumperi o proprietate? Ce are așa special? Este... denumită această insulă după un domn Fisher, care a fost un mogul al imobiliarelor în, în Florida. Și cândva el a deținut toată insula pe care o vedem aici acum. Cândva a fost insula aceasta unui singur om? Da, da. Acest lucru este posibil într-o țară ca America. Și în momentul de față trăiesc vedete cum ar fi Madonna, Justin Bieber, Shakira. Au proprietăți aici. Este o insulă privată pe care poți să ajungi doar cu bacul. Te urci cu mașinuța pe bac și bacul te duce de la insulă spre Miami și invers. Altfel nu poți. Altfel nu poți. Înseamnă că e și securizată, nu poate să ajungă oricine. Da, da, este securizată. Se plimbă pe unii liber pe stradă în Fisher Island, dacă îți vine să crezi așa ceva. Aici vin foarte multe vedete să-și facă vacanțele, foarte multe vedete dețin aici proprietăți, bineînțeles, sunt casele lor de vacanță. Adică ce vedem noi în spate Fisher Island, nu te gândi că Madonna stă aici, probabil stă o săptămână pe an. Dar pentru că Miami este atât de frumos, un oraș atât de colorat, atât de vivid, toate vedetele Americii și nu numai, aleg să-și cumpere o proprietate. Apartamente foarte scumpe pe această insulă, toți bogații și vedetele, totul este cu circuit închis pe Fisher Island în Miami. Și să sperăm că într-o zi vom deține și noi o proprietate pe Fisher Island, de ce nu? Dar nici nu visezi departe, ca să zic așa. Niciodată n-am visat departe și uite. Deși noi, vizual, nu suntem foarte aproape, da, exact. Vizual nu suntem deloc departe. Poate este Madonna la balcon și facem și noi cu mâna.